În contextul deteriorării grave a situației de securitate din Ucraina din această noapte, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene solicită cetățenilor Republicii Moldova să nu se deplaseze în țara vecină, iar celor care se află temporar în Ucraina să părăsească teritoriul acestui stat imediat. Totodată, Maie a dispus în regim de urgență evacuarea membrilor familiilor și personalului neesențial de la ambasada țării noastre la Kiev și consulatul de la Odessa. Echipa consulară este operațională și acționează în direcția acordării asistentei și protecției consulare cetățenilor aflați pe teritoriul Ucrainei. Recomandăm în context verificarea cu regularitate a alertelor de călătorie emise de către minister, inclusiv pe canalul Telegram sau contactarea Ambasadei Republicii Moldova la Kiev, Consulatul Republicii Moldova la Odessa sau Centrul de Apel al Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Liniile de telefon de urgență a misiunilor diplomatice sunt constituite și active în regim de permanență. Kiev 380683842016 sau la adresa de e-mail kievarondmfa.gov.md Odessa plus 9 9 2 2 sau la adresa de e-mail odessaarondmfa.gov.md Centrul de apel al MAE poate fi contactat la numerele de telefon 080 090 990 gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numărul 373 22 23 20 02, inclusiv din străinătate sau e-mail.